Aici suntem la Muzeul Tiparului de la Târgoviște, foarte interesant. Mai până la urmă și drumul ăsta rătăcit are o parte bună, pentru că aici nu intrasem deloc. Deci nu mai țin minte, de când am fost cu școala, nu cred că am vizitat. Aici sunt niște cărți vechi, foarte interesante, evident, nu atingem, doar studiem anumite... Aici este o carte religioasă, la fel și aici, după cum se poate vedea. Ba, ce să zic, și de la tura de astăzi o să rămân cu ceva interesant, zic eu. Da, chiar mă bucur că am ajuns pe aici, prin zonă. Da, avem niște ediții de carte veche. Ediție germană, din ce am observat. Da, foarte, foarte bine păstrate. Aici o serie de exponate. Da, să zic, foarte, foarte interesant. Da, vă port așa un pic și prin bucăți de istorie. Nu vizităm doar clădiri abandonate. Mai facem câte o escală și prin astfel de locuri, muzee. Cred că auzisem mai acum ceva timp despre plecuțele de lut de la Teritoria Bine, pentru că sunt niște replici. Cele originale nu s-au păstrat, să înțeleg. Tabliță de lemn, cred că e vorba de acea tabliță pe care se scria cu condeiul. Aici avem un manuscris pe pergament, foarte interesant. Manuscris pe hârtie manufacturată, iar atât cât sper să poată să redea bine filmarea mea. Să vedem. Și aici niște scrieri vechi, niște imagini. Mai vedeam în cartea de istorie pe la școală, dacă mi-aduc bine aminte. Aici ce avem, un ziar ceva, deci cum arătau ziarele la vremea respectivă, gazetele, de fapt, ca așa se numeau. Așa. Opa, și aici ajungem în zona care trebuie, coborând imediat. Terminăm cu cărțile vechi, legirea lui Caragea, e vorba de Caragea cu ciuma, nu? Uh-huh. Știi că localitatea Ciumești, de aici aș trage numele. De la faptul că ciumații erau, așa știu, acum nu vorbesc tâmpenii, dar parcă. Bine, am impresia că, până la urmă, orice chestie de-asta are ceva, pornește de la o faptă, un eveniment. Dacia literară, Mihail Cogălnicianu, interesant ce vedem aici. Salba literară, Vasile Alexandri. Băi, chiar mă bucur că am ajuns pe aici, prin zonă. Deci, se pare că bifez ceva interesant astăzi, în afară de niște conace pe care vreau să apuc să le văd, că după aceea mă întorc la București. Mă întorc la București și mai revin prin zona asta, nu știu exact când, dar o să revin. Și cu alte povestioare. Da, vă port un pic așa și prin muzeu. Așa, acum să coborăm un pic și pe aici.
Aici avem bustul lui Constantin Brâncoveanu, aici avem bustul lui Ștefan cel Mare. E să ne apropiem un pic. Ah, Nagoe Basarab, pardon, mă scuzați. Scuzați-mi confuzia. Bustul lui Constantin Brâncoveanu, da, iar aici intrăm în zona de tiparnițe. Da, aici sunt niște schițe mai vechi. Foarte, foarte interesant. Băi, ce să zic, e ok că am ajuns și pe aici. Da, de multe ori rătăcitul pe drum nu e chiar atât de nasol cum îl văd alții. E chiar interesant. Atâta timp cât, mă rog, nimerești într-un loc unde poți, știi, să și vezi câte ceva. Aici, cum se culegeau, mă rog, literele la vremea respectivă, reconstituirea, după cum scrie și pe etichetă, unui atelier tipografic din secolul al XVIII-lea. Da, aici avem două statuete de călugări, pentru că, după cum bine știți, tiparnițele doar în mănăstiri se găseau, călugării erau singuri care aveau acces la astfel de dispozitive. Cele mai multe dintre cărți, după cum bine știți, în mănăstiri au fost tipărite. Vedem un pic și îmbrăcămintea acelor călugări. Acum, nu știu să vă spun exact cât este de autentică, dar seamănă cu originalul. S-ar putea să fie. S-ar putea să fie cea originală. Ne interesăm. Mai încolo un pic. Vedem ce avem aici. Miron Costin. Cronicarul. Din nou Constantin Brâncoveanu. Avem o sculptură în lemn, sculptură, gravură, nu pot să-mi dau seama exact ce este. Da. Cam atât se poate vedea în interior, la partea de tipar, tiparniță, deci muzeul tiparului, am înțeles că se numește zona asta. Mergem un pic și mai departe.